pe mulțime pentru că sigur vor fi cei din urmă și cei din tâi și recunosc că m-aș fi bucurat foarte mult să mă întâlnesc și cu bunul nostru prieten George Frutur, nu pentru că vroiam să mai scrie cu oi pe dealul pentru noi sau să mai aducă zăpadă pe pârtii, ci pentru că eram obișnuită că atunci când veneam în Suceava, așa cum am venit de nenumărate ori în ultimii ani când am fost ministru, să mă întâlnesc cu el și să mai semnăm un contract pentru județ, pentru municipiu, dar fiind o competiție internă unde fiecare a ales să meargă într-o echipă, de data aceasta o să susțin moțiunea fără să fie și George alături, dar sunt convinsă că pot în fața dumneavoastră să inițiez o dezbatere și împreună să ducem o dezbatere din care Partidul Democrat Liberal la Suceava să aibă de câștigat, așa cum această dezbatere privind viziunile pe care cei trei candidați le-au despre drum Partidul Democrat Liberal aduc plus întregului partid la nivel național. Pentru că era nevoie de aceste dezbateri, este nevoie de aceste discuții între noi, este nevoie să vedem fiecare dintre cei care și-au asumat să intre în competiția pentru președinția partidului cum vede viitorul acestui partid, dar este important să știm cum vedeți și dumneavoastră viitorul acestui partid și cred că răspunsul la această întrebare, cum vedeți dumneavoastră viitorul partidului, o să avem pe 23 martie. Deci întâlnirea de astăzi pentru mine este încă un prilej de bucurie, așa cum a fost de fiecare dată, de câte ori am venit aici la Suceava și mă bucur mai ales pentru vizitele pe care le-am făcut în calitate de ministru. Astăzi vin în calitate de candidat. Vin pentru că eu cred că Partidul Democrat Liberal este într-un moment de răscruce. Partidul Democrat Liberal este astăzi, în 2013, într-un moment pe care eu îl asemăn cu cel din 2001, când Partidul Democrat Liberal a avut nevoie de o schimbare radicală. A ieșit dintr-o perioadă, dintr-o epocă, epoca Petre Roman, și a intrat într-una de succese, într-o perioadă de 10 ani de victorii, într-o perioadă care a dat gloria cea mai mare unui partid în această țară, pentru că nimeni n-a avut victoriile, succesele pe care PDL le-a avut. După schimbarea produsă atunci, în 2001, Partidul Democrat Liberal a fost capabil să vină și să câștige alegerile locale în 2004, să câștige președinția României în 2004, să câștige alegerile parlamentare în alianță. A urmat apoi succese în 2007, în 2008, în 2009. Dar în 2012 partidul a pierdut două rânduri de alegeri și după ce a scăzut din iunie până în decembrie cu 1 milion de voturi, 7%, continuă și astăzi, din păcate, să scadă. Și uitați că la alegerile parțiale, în foarte multe locuri, deja Partidul Democrat Liberal a ieșit pe locul 3, după PPDD. Acesta este un motiv de îngrijorare.